Încep prin a vă felicita de față cu mass media, evident, pentru prestația din comisiile de specialitate. Mulți dintre dumneavoastră n-ați fost parlamentar și nu cunoașteți istoria audierilor candidaților la funcția de ministru în comisiile de specialitate. Ce s-a întâmplat la aceste audieri nu s-a întâmplat niciodată. Audieri de 3 ore, 3 ore jumate, PSD de fiecare dată când a avut majoritate parlamentară nici măcar nu le-a permis la candidații de miniștri să răspundă la întrebările la care nu aveau răspuns. În plus, colectau întrebările de la toți parlamentarii din comisie, nu cum s-a întâmplat la voi, întrebare și răspuns, întrebare și răspuns, întrebare și răspuns. Și nu răspundeau decât la 10% din întrebările care erau puse de parlamentari. Atâta agresivitate care a fost împinsă de multe ori până la mitocănie și la depășirea unui limbaj civilizat, cât a fost în aceste audieri, rar mi-a fost dat să văd și descalifică, practic, pe foarte mulți dintre parlamentarii PSD care au coborât nivelul audierilor atât de jos. Deci aia vreau să vă transmit că sunt foarte mulțumit, că vă felicit, că ați fost la înălțime, că în ciuda condițiilor extrem de dificile de audiere, ați făcut față cu brio. Cei care ați primit aviz negativ, n-aveți niciun motiv să fiți nemulțumiți. În comisiile în care ați primit aviz negativ, PSD și cu noii lor aliați, adică eu cred că e pe blat cu PSD cine votează ca PSD în comisie. Deci PSD cu noi lor aliați, dar mai ales PSD, și-au arătat lipsa de discernământ și incapacitatea de a susține miniștrii competenți, pentru că majoritățile care au votat împotriva voastră sunt majoritățile care l-au investit pe Genunchie, pe Pamblică, pe celebrul de la Neamț, Andrușca Brifcor, da, și o întreagă listă de analfabeți funcționali care, mă, normal, n-aveau ce să caute într-o funcție de execuție în ministerele în care au fost propulsați în funcții. Ca atare, să nu fiți supărați că au votat împotriva voastră la ordin niște parlamentari care au votat cu ordin de la partid și fără să aibă vreun discernământ personal. Sigur că cei care au primit aviz favorabil trebuie să-și pună întrebări cum de-au primit aviz favorabil. Într-o evaluare ulterioară va trebui să găsim răspuns la această întrebare. Pentru că, repet, prestația tuturor a fost o prestație de foarte bună calitate și, mă, normal, dacă eram într-un parlament firesc, toată lumea primea aviz favorabil. Eu, în locul dumneavoastră, domnul ministru Oros, n-aș fi făcut postare că am primit aviz favorabil, mi-aș fi pus întrebarea oare de ce am primit aviz favorabil. Uitați-vă. Continuăm activitatea și noi trebuie să rezolvăm problemele oamenilor. De-aia v-am și spus la audieri. Să nu vă imaginați că puteți conversa cu parlamentarii PSD mai mare, PSD mai mic sau cu alte categorii de parlamentari, că pe ei nu interesează dacă voi sunteți pregătiți, dacă aveți soluții, dacă aveți răspunsuri, pentru că scopul lor este să voteze împotriva voastră. Dar e important acest efort efectiv, de multe ori pentru mulți, transformat într-un supliciu, pentru că noi trebuie să arătăm oamenilor care, prin intermediul mass media, urmăresc aceste audieri, că noi cunoaștem bine problemele, că avem cele mai bune soluții, că sunteți pregătiți, că cele 3 luni de zile v-au făcut mult mai performanți, mult mai bine pregătiți, că stăpâniți problemele din domeniu și să ne pregătim pentru guvernarea de după anticipat.
Domnul ministru, cred că am două chestiuni cu dumneavoastră. Știți că ne-am angajat că adoptăm normele metodologice care să permită ca redevențele pentru exploatările de suprafață să devină în proporție de 40% pentru consiliile locale, 40% pentru consiliile județene, sursa de venit la bugetul local. În ce stadiu suntem? Săptămâna viitoare vor fi în ședința de guvern pentru aprobare. Noi sunt... Am înțeles. Asta e împreună cu Ministerul Economiei. Da. Da, domnul prim-ministru, am inițiat hotărârea de guvern. A fost semnată, cred că și ieri, de către domnul ministru al Finanțelor. Mai trebuie să semneze colegul nostru la dezvoltare și suntem trei inițiatori, fiind vorba prin lege Ministerul Economiei, dar redevențele Ministerului de Finanțe și prin vorba de OAT-ul Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării. Asta este o sursă suplimentară de venit pentru bugetele locale. Sigur că noi ne-am dorit în prima fază ca toate redevențele să poată să genereze venituri pentru bugetele locale. S-a adoptat în forma asta în codul administrativ. Trebuie să o punem în practică și să asigurăm veniturile suplimentare pentru bugetele locale. A doua temă, domnul ministru Câțu, este legată de derularea procedurii la ONAC pentru achiziționarea echipamentelor, materialelor, substanțelor de prevenire a coronavirusului. Domnule premier, am în față calendarul. Arată, așa cum arată acum, ar trebui ca toată procedura să fie încheiată în prima săptămână din luna martie. Nu există niciun motiv să credem că nu va fi încheiată atunci. Vom încerca să fie mult mai rapide luna martie, dar termenul limite este începutul lunii martie pentru a încheia toată procedura. Adică achiziționarea. Achiziționarea. Finalizarea procedurii de achiziție ar trebui să fie în prima săptămână din luna martie, dar încercăm să fie mai rapid. Deci, aici nu accept nicio tergiversare față de termenele legale, da? Dacă cineva are vreo întrebare, vreun dubiu, vreo nelămurire, automat trebuie cooptat specialiștii de la Ministerul Sănătății. Dacă îmi permiteți, domnule prim-ministru, am primit informația, chiar în acest moment specialiștii din Ministerul Sănătății sunt împreună în Ministerul de Finanțe cu specialiștii domnului Câțu și lucrează la ultimele detalii tehnice care ar trebui soluționate în cursul zilei de azi. Deci exact. Păi astăzi trebuie lansată publică. Exact. Deci astăzi va fi lansată exact cum a spus domnul Ministru de Finanțe. Dacă îmi permite, domnule prim-ministru. Da. Toate datele solicitate de la noi le-ați primit în legătură cu scannerele. Termoscannerele. Termoscannerele, cu cele 35. Da? În regulă. Domnul ministru Boloș, după ce am vorbit pe tema programului de extinderea rețelelor de gaz, am primit foarte multe întrebări de la primari în condițiile în care nu se publică ordonanța, care e soluția noastră ca să demarăm programul. Și aici v-aș ruga să ne faceți o scurtă informare. Chiar am vrut să vă solicit introducerea pe ordinea de zi a unei note de informare cu privire la stadiul implementării programului național de gaze, de introducere a gazelor naturale. Vreau să vă informez că ordinul de ministru pentru aprobarea lansării apelului de proiecte este condiționat de obținerea acordului de mediu la nivelul programului operațional Infrastructură Mare și estimăm că începem cu data de 15 mai 2020 lansăm apelul de proiecte și se vor putea depune cererile de finanțare de către cei eligibili, autoritățile locale, în vederea depunerii de proiecte. Care e suma finală care 200 de milioane de euro, 200 de mii de gospodării și apelul este gândit până la sfârșitul lunii decembrie depunerea cererilor de finanțare, astfel încât să fie un interval de timp suficient de mare. Trebuie să pregătiți foarte bine, că trebuie văzut foarte clar. Asta trebuie ținut cont și de programul de investiții al Transgazului pentru extinderea rețelelor magistrale, astfel încât
Da. Există cele, posibilitatea efectivă? Cele două tipuri de intervenții, adică introducerea rețelei de gaze naturale, trebuie corelată cu investițiile care se derulează la nivelul transgazului pentru ca să putem asigura conectarea rețelelor de distribuție la a gazului natural la rețele de transport care sunt administrate de către Transgaz. Aceasta este vestea bună pe care o putem da cu privire la... Deci apelul de proiect estimat în jurul datei de 15 mai? Da. Da. Aici Ministerul Mediului să fiți foarte operativ în îndeplinirea formalităților de... Da, nu este nicio problemă. Noi am avut deja discuții cu Ministerul Fondurilor Europene și tot ce au nevoie suntem dispuși să-i ajutăm. Prima notificare, prima notificare pentru obținerea avizului de mediu, pașii aceștia procedural, va fi făcută marți, săptămâna viitoare, și după aceea urmează etapele care sunt prevăzute de lege pentru ca să se poată emite avizul de mediu revizuit. Spitalul Turnu Severin, domnul ministru. Mai este un spital din subordinea autorităților locale PSD, unde am văzut aceste nereguli și vom trimite corpul de control. Da, cu celeritate. Cu celeritate, și avem un mecanism comun cu domnul Popescu, în care trimitem controle în crucișoase și cu protecția consumatorului. Este o noutate în domeniul controlului sanitar. Împreună cu Autoritatea pentru Protecția Consumatorului. Absolut, absolut. Bine, aștept rezultate. Domnul prim-ministru, dacă îmi permiteți, la spitalul la Drobeta Turnu Severin este un manager care eu n-am mai văzut, luat pe persoană fizică, șeful de cabinet al președintelui Consiliului Județean, a fost pus de vreo 5 luni de zile director de spital. Directora medicală este soția senatorului PSD, deci acolo este, se tot fac studii de fezabilitate, cred că tot ar trebui verificat, se fac studii de fezabilitate, peste studii de fezabilitate se spune că se reabilitează, dar până la urmă nu se întâmplă nimic și imaginile care au fost publice arată un dezastru față de ce e acolo. Asta e spital acreditat? Agenția asta nu are nicio legătură cu dumneavoastră. E în curs de acreditare cu ANMCS-ul. Da. Aici va trebui să discutăm, domnul ministru, un pic de acest ANMCS-M. Bun, aveți ordinea de zi, agenda de lucru a ședinței, dacă aveți propuneri de completare a ordinii de zi. Domnul ministru Boloș. Aș dori să vă solicit aprobarea pentru a introduce pe ordinea de zi stadiul elaborării proiectului de lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene. Este o obligație pe care ne-am asumat-o de a prelua măsurile din ordonanțele de urgență care nu au mai fost publicate în Monitor Oficial și a le transforma în proiectul de lege pe care l-am menționat. Mulțumesc. Domnul ministru Bode. Domnule prim-ministru, vă rog să aprobați introducerea pe ordinea de zi suplimentară a unui proiect de memorandum. Conform reglementărilor legale în vigoare, pentru acordarea subvenției la Metrorex, este nevoie să parcurgem câteva etape procedurale. Astfel, astăzi vă propun să fiți de acord cu adoptarea sau introducerea pe ordinea de zi a acestui memorandum cu tema încadrarea măsurilor de ajutor de stat în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român, urmând ca după aprobarea memorandumului noi să emitem un ordin de ministru cu avizul Consiliului Concurenței, bineînțeles, pentru încheierea contractului de servicii publice în vederea obținerii subvenției pentru transportul public de călători cu metroul. Cum merg lucrările în drumul taberei? Lucrările la magistrala M5 drumul Taberei sunt în graficul stabilit, agreat cu antreprenorul general, atât pe partea de structură, cât și pe contractul privind finisajele,
partea de automatizări, semnalizări. Noi avem săptămânal comitete. Care este termenul de finalizare? Nu s-a modificat termenul asumat, 30 iunie 2020. Termenul asumat de toate părțile implicate cu ministerul nostru la masă pentru a da în folosință această magistrală de metrou extrem de importantă pentru bucureșteni. De acolo știți că au mai fost vreo câteva zeci de termene. Da, nu știu cum și-au asumat unii termenul anul trecut, sfârșitul anului trecut, sfârșitul anului 2019, în condițiile în care nu aveau, spre exemplu, comandate porțile de acces, care dacă ar fi fost comandate totuși în august-septembrie, veneau în câteva luni. Deci oricum nu reușeau să monteze porțile până la sfârșitul anului, i-au păcălit pe cei care au condus ministerul anul trecut, cel puțin, dar și pe cei dinaintea domnului Cuc. Așadar, cu toate datele pe masă, am comunicat această decizie, acest termen asumat. Contractul, practic, contractul de structură este 97-98% realizat. La sfârșitul lunii aprilie, continuă partea de intervenții pe semnalizare și partea de contract de finisaje. Practic, 30 iunie rămâne nemodificată data asumată publică. Trebuie să le mai facem o vizită neanunțată. Noi le facem vizite și neanunțate. Directorul general participă, merge în teren în fiecare săptămână. Un coleg secretar de stat este mandatat să-i viziteze de mai multe ori pe săptămână. Săptămânal avem comitet de lucru pentru a vedea progresul pe acest obiectiv extrem de important asumat în programul nostru de guvernare. Probabil în cursul săptămânii astea sau săptămâna viitoare încheiem procedurile lansate de fosta Comisie de Prognoză și Strategie pe cele 26 de proiecte. Va trebui pregătit un plan de acțiune pe fiecare proiect important de infrastructură, autostrada Comarnic-Brașov, autostrada Unirii Târgu Mureș-Iași-Ungheni. Da, domnule prim-ministru, 10 din cele 22 de proiecte lansate în acel celebru PPP model Vâlcov vor reveni la Ministerul Transportului, Infrastructurii și Comunicațiilor, două proiecte strategice, cele enunțate de către dumneavoastră, autostrada Unirii și autostrada Comarnic-Brașov. Preluăm de la Comisia de Prognoză aceste obiective și pe fiecare, dar în special pe cele două, imediat ce le-am primit, venim probabil în prima ședință de guvern cu o prezentare a soluțiilor pe care noi le vedem pentru implementarea acestor proiecte de importanță strategică pentru infrastructura rutieră din România. Bine, alte propuneri, domnul ministru Boloș? Îmi spun colegii că procedural trebuie să vă solicit aprobarea pentru nota de informare. Introducerea pe ordinea de zi. Introducerea pe ordinea de zi. Mulțumesc. Vă ascult, domnul secretar de stat. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Ministerul Mediului dorește să aprobați două proiecte fie introduse pe ordinea de zi. Primul dintre ele este proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea modului de determinare și de calcul a debitului ecologic. Iar al doilea este proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea descrierii tehnice a bunurilor imobile cu numărul MFP6413 și MFP64108, prevăzute în anexa 12 la hotărârea Guvernului 1705 din 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică ale statului aflate în administrarea Administrației Naționale Apele Române. D'accord. Alte propuneri? Dacă nu mai aveți propuneri, mulțumim mass media pentru constanta lor preocupare de a reflecta obiectiv activitatea guvernului.